Revenim în țară și discutăm chiar acum despre vreme. A revenit alături de noi Denisa Țicu. Bună dimineața, Deni. Bună dimineața, Denisa. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vreme din ce în ce mai caldă. Astăzi, în lunga Dunării, va fi caniculă. Meteorologii prognozează 34-35 de grade Celsius în câteva localități de aici. Vorbim de Giurgiu, Călăraș, Craiova, Slatina, dar și în capitală. Temperatura va urca astăzi până la 34 de grade. O vreme călduroasă, așadar, în jumătatea de sud a țării. Astăzi și mâine, meteorologii spun că vremea se menține caldă. Mai peste tot sunt temperaturi ce pornesc la 20 22-24 de grade și iată ajung astăzi la 35 de grade, mâine 34 și să știți că temperaturile începând de sâmbătă vor fi într-o scădere accentuată pentru că la începutul săptămânii viitoare valorile termice în anumite zone ale țării vor fi chiar mai scăzute decât ar fi normal în această perioadă. Ploi pe arii extinse astăzi au început deja în nord-vestul țării. Treptat vor cuprinde zonele nordice, partea Carpaților occidentali, zona de nord-orientalilor Transilvania, dar și zona Maramureșului acolo unde pot lăsa cantități mari de apă, de până la 40 de litri pe metru pătrat. Aria ploilor se va extinde în următoarele zile, astfel că finalul de săptămână va aduce inclusiv în jumătatea sudică precipitații. Astăzi este foarte cald și foarte frumos în sud și în sud-est. 32 de grade drobeta, 33 la Craiova. Iată că și în sudul Moldovei la Galați, vremea de astăzi va fi frumoasă și destul de caldă, o maximă de 31 de grade Celsius. Se încălzește vremea și în jumătatea nordică a țării, comparativ cu ziua precedentă, chiar dacă aceasta rămâne instabilă pe parcursul zilei. Vor fi 24 de grade în Baia Mare, 25 Miercurea Ciuc și Cluj-Napoca și 22-23 de grade grade la Suceava. În capitală, v-am spus deja, 34 de grade maxima de astăzi. La noapte, temperatura va fi una mai ridicată decât cea din noaptea precedentă. Se vor înregistra cam 18-19 grade la stațiile meteo și cerul se menține mai mult senin și pe timpul nopții. Dar și ziua de mâine aduce în București o vreme caldă, o vreme de toamnă frumoasă cu cer senin. Unele intensificări de vânt care sunt anunțate și astăzi de către meteorologi, undeva după orele prânzului 33 de grade maxima de mâine. Ei bine, de sâmbătă aspectul vremii se modifică mai peste tot. Și în București apar precipitațiile pe timpul zilei, iar temperatura va fi ceva mai scăzută, undeva la 28-29 de grade maximă. Vreme foarte frumoasă astăzi în zona montană și caldă pentru această perioadă. 24 de grade vor fi la Predeal și 22 la Sinaia și la Păltiniș vreme caldă și aici cerul se menține senin și 21 de grade. În prognoza de astăzi meteorologii spun însă că la munte, la altitudini mari, încep intensificările de vânt care pot trece la rafală de 80, poate chiar 100 de km pe oră. Mergem pe litoral încă se mai poate face plajă în zona litoralului, pentru că temperaturile ajung aici la 31 de grade astăzi. Nu va ploua, vor fi poate și aici unele intensificări de scurtă durată ale vântului, dar atmosfera va fi foarte, foarte agreabilă în general. Așadar, dacă vă aflați în vacanță la malul mării, să știți că vă invidiez. Atât.